Deși noua tulpină a coronavirusului nu este la fel de letală ca și celelalte, este foarte contagioasă. Astfel, 151 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la nivelul județului. De asemenea, situația epidemiologică este destul de gravă în fiecare localitate. În municipiul Drobeta-Turnu-Severin, rata de infectare este de 14,35 la 1000 de locuitori. 740 de teste au fost efectuate în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 251 au fost pozitive la nivelul județului. 872 de persoane testate pozitiv sunt izolate la domiciliu asimptomatice, iar 87 sunt internate în secțiile COVID. Gradul de pozitivare la nivelul județului este de 20,27%. De asemenea, în mai multe localități, rata de infectare este de peste 6 la 1000 de locuitori, printre care cele mai afectate sunt Orșova cu 11,20, Drobeta Turnu-Severin cu 14,35 și Ilovăț cu 14,83. Situația epidemiologică din județul nostru este următoarea: 646 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 872 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice și 87 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 151 de persoane și au fost efectuate 740 de teste, atât RT-PCR cât și antigen rapid. De asemenea, în ultimele 24 de ore, gradul de pozitivitate la nivelul județului este de 20,27%. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 8,34, iar la Drobeta Turnu-Severin avem o rata incidenței de 14,35. La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost raportate peste 22.000 de noi cazuri de COVID și 133 de decese la pacienții confirmați cu noul coronavirus. La terapie intensivă sunt internate 1.152 de persoane.